Pandurii vor în semifinalele Cupei României. Gorjenii joacă mâine seară în Giulești cu Rapidul lui Răzvan Lucescu. Victoria cu 3-0 din campionat împotriva bucureștenilor le dă speranțe gorjenilor pentru o calificare. La doar o săptămână după meciul din campionat, Pandurii întâlnesc din nou Rapidul, de această dată în sferturile Cupei României. Dacă atunci au trecut ușor de ei, în Giulești se complică lucrurile. Acasă, Rapidul a pierdut doar cu U Cluj și a remizat cu Granzi Ligii I. Dacă am câștigat în Giulești, indiferent cum, după 90 de minute, după 120 de minute s-a luat penalti, ar fi o surpriză și v-am spus și motivele. Și loturile celor două echipe, plus locul ocupat în clasament, plus istoria, plus tot ce vreți dumneavoastră. Ar fi o surpriză mare. În 2011 se mai joacă meciurile Timișoara, Gazmetan și Dinamo Petrolul. Oțelul și Vaslui sunt prinse cu meciurile din Europa și se întâlnesc abia la primăvară. Cupa României rămâne totuși o competiție a surprizelor, în opinia tehnicianului Gorjan. Sunt convins că totuși cu totul vor fi datele probleme în partida cu Rapidul din cupă. Dar cert este că și noi nu avem nimic de pierdut. E șansa noastră. Dacă vrei să ajungi sus sau să ajungi în finală, ori acum, ori mai târziu, trebuia să te întâlnești cu o echipă puternică. Meciurile se dispută într-o singură manșă. Rapid Pandurii se joacă mâine seară de la 18:30.